Ceea ce fac eu este urmarea două conferințe. Una care se numea Sistemul Descriptiv și una care se numea Essay. Proiectul meu este următor. Este să iau niște noțiuni în gramatica cognitivă. Există și așa ceva, care, pe scurt, e ca și gramatica tradițională. Un nume, un substantiv înseamnă un lucru, iar un verb înseamnă un proces. Adică se întâmplă ceva. Și a fost, în anii 80, un mare scandal că nu funcționează aia academică și s-au făcut structuraliste, transformaționale, generative, pragmatice și așa mai departe. Bun, asta este lingvistic. Dar din 87 există un curent de gramatică cognitivă. Ce vrea să facă gramatică? Asta vrea să spună, să vadă care sunt mecanismele conceptual cerebrale, cum facem sens, lingvistic, dar cu un instrumentar cognitiv. După care au apărut neuroștiințele, ales mai aproape de neuroni. Da, ideea mea este să preiau noțiunile din această gramatică care se ocupă de verbal și să văd dacă se potrivesc la vizual. Lucru extrem, extrem de dificil și periculos. Periculos, nu știu dacă ăsta e termenul. Oricum e dificil. Oricum e dificil pentru că s-a cam renunțat să fac o gramatică vizuală. Și atunci să revii cu o asemenea idee e puțin prea. Înainte și înainte am pus, am găsit un citat, nu știu dacă știți, pe Neil Turok. It's not about inquiry, it's not about competing with your classmates, it's about exploration, personal exploration, it's not just academic. Ideea nu este, e perimetrul institutului, este ceva cu fizică cuantică, dar ideea lui este că știința nu este competiție, nu este să ai diplome, înseamnă explorare. Și mă interesa ideea lui de explorare. Și asta este ceea ce încerc să fac. O explorare. Bun, în zona teoretică putem să spunem că înțelegem lucrurile pentru că avem în cap un soi de construcție globală, ceea ce ar semnifica obiectul pe care îl vedem. Într-o construcție mai mare. Da? Într-o scenă, într-un eveniment, event, îi spune, sau într-un domeniu semantic. Da? Aici, în engleză, any kind of conceptual realm of experience. Da? Bun, ăsta este domeniul. Orice gen de concepție. Gândiți-vă că orice obiect este înglobat în ceva mai mare. Trebuie să se lege de altceva, altfel nu are sens. Da? E inclus într-o, și în momentul în care îl văd, ansamblu mi se evocă în cap, da? Se declanșează. Okay? Și atunci paharul ăsta nu e prea straniu dacă apare lângă ochelul, pentru că e deja evocat în spate, în background-ul mental. Dar dacă apare un pistol, să spunem, și scoate pistolul așa cu masă, lucrurile ar deveni puțin mai strani, cel puțin. Pentru că nu face parte din așteptările acestei scene globale. Da? Asta este domeniul și matrice. Sistemul descriptiv. E o invenție pe care am luat-o din teoria literară, e unul Rifater, mai vechi. Ceea ce v-am spus este un soi de definiție de dicționar și este o matrice cu mai multe domenii cognitive. Adică în povestea asta mentală, da? Obiectelor de pe masă, am cafeaua, dar îmi evocă alt domeniu conceptual. Cum se fabrică cafeaua, că vine din Columbia, că vine din Brazilia, că este măcinată, că e nescă, și mai departe. Deci toate astea se activează în... este, dacă vreți, ca un soi de episod memorat. Deci se scoate, este în memorie. Gândiți-vă că este în memorie ca atunci când, cum îi zice greblă, dar cum îi zice, cum îi zice, cum îi zice, și până când te pocnește grebla și zici greblă. Sau cauți un cuvânt în cap și nu ți-l aduce aminte, dar dintr-o dată ți-l aduce aminte. Este sub nivelul de conștiință, da? Funcționează acolo. Așa e activată și această scenă, care e matricea sau sistemul descriptiv.
Sistemul descriptiv este mai aproape de lingvistic în măsura în care ne spune definițiile lucrurilor. Da? Deci un pahar de cafea general arată așa, este un container, trebuie să aibă un lichid în el, de obicei lichidul nu e ciorbă, ci trebuie să fie alt fel de. Da? Asta e sistemul descriptiv. Asta este ceva, să spunem, cu care lucrăm. Al doilea termen cu care lucrăm este cel de schemă. Schema e simplu de identificat, e o matriță, un tipar abstract, da? Care reprezintă caracteristica comună structurilor pe care le categorizez. Okay? Ce înseamnă a categoriza? Înseamnă că obiectul ăsta recunosc pe baza unei scheme foarte abstracte că este un tip de pahar. A type of. Adică poate fi un pahar înalt, poate fi un pahar mai mic, poate fi un pahar elv. Da? Toate sunt pahare. Schema respectivă îmi dă o matriță din suma experiențelor pe care le-am avut, că dacă n-am avut experiența paharelor să sunt marțian, nu o să categorizez că ăsta e pahar. Da? O să spun eventual că e o pălărie cu capul în jos, ceva de genul ăsta. Asta înseamnă a categoriza. Categorizarea se face cu ajutorul unei scheme mentale. Schema mentală, deci, fapt, un tipar schematic. Da? În același timp, deci coexistent cu sistemul descriptiv. Bun. Dincolo, o parte din gramatica cognitivă, mai este un domn care e important în afacerea asta, Lawrence Barsalou, care spune, da, ok, e bine cu schema, suntem de acord, dar de fapt, efectiv în creier, este un soi de simulator. Adică, simulatorul respectiv, nu... Fiecare obiect are o schemă, okay. Obiectele astea prezente de aici au câte o schemă, dar dacă vreți, țin minte o versiune închegată a lucrurilor. Deci țin minte paharul în genul ăsta de cameră. Țin minte paharul din copilărie. Țin minte o altă scenă cu paharul de la Cârciun. Okay. Altfel spus, în momentul în care am un concept, el în loc să folosesc, adică nu e schemă, conceptul este un soi de abilitate de a putea activa mai multe scene. Altfel spus, este un sistem descriptiv, mai multe sisteme descriptive. Okay. Mult mai, el spune, modale. Adică, în momentul în care văd un ciocan, spune el, da? Imaginea unui ciocan, okay? În capul meu nu se activează nu numai informația ca în sistemul descriptiv de tip lingvistic, să spunem, enciclopedic lingvistic, ci se activează structurile modale. Adică simulez greutatea ciocanului. Da? Deci structurile neuronale cu care am perceput deja lumea, și alea motrice, da? Greutatea ciocanului, că era bancul cu valiza grea și valiza mică și valiza mare. Am două de aceeași greutate și normal că pe aia mare o tragi cu forță mai mare. Deci pentru că așteptarea e că ce e mare e greu, ce e mic e ușor. De genul ăsta. Deci există, în momentul în care te gândești la ceva sau percepi ceva, se activează aceste scene, dar care cuprind o simulare a regiunilor cerebrale care sunt ocupate de modalități. Cum se aude, cum se simte, ce emoții mi-a provocat, cum era la pipăit, cât de greu și așa mai departe. Deci e o diferență față de sistemul descriptiv. Ce, sau cum numește, bun, ok, o să ajungem și la cum numește, am în viziunea lui Barsalou, de exemplu, mă gândesc la o mașină, da? Ei, conceptul de mașină este, dacă vreți, echivalent cu sistemul descriptiv, reunește proprietăți, relații, prototip, nu un sedan, deci o mașină normală, ca să zic așa, ce faci cu o mașină și așa mai departe. Okay. Trecem și peste. Asta este schema lui. Deci am în cap ideea de mașină și am, trebuie să aibă roți, transmisie și așa mai departe și niște versiuni, de exemplu, la transmisie, manual automatic. Da? Diversele versiuni. Și asta este
să spunem, în capul unui individ. Asta se numesc, am ajuns acolo unde se spune, conceptualizări situate. Bun. Deci, până la urmă, alții sunt noțiunile pe care le avem. Și ne-ar mai interesa? Nu. Depind de agent și, deja important, în conceptualizările situate, deci sistemul descriptiv care conține reenactment modal, deci dependent de modalitate în creier, da? Deci îmi amintesc, gândiți-vă la Proust, nu? Cu Madeleine, că dacă mirosea Madeleine, și aducea aminte de copilărie. Okay? Mirosul olfactiv dă naștere acestei scene atunci. E ca o memorie a unui episod. Ceea ce spune bună seara, Valsalu, spune în momentul în care utilizez o conceptualizare situată, am sentimentul că sunt acolo. Sunt acolo. Being there înseamnă că sunt viu. Că nu sunt un robot, nu sunt mort. Ca în Frankenstein, he's alive. Frankenstein în momentul ăla e... Frankenstein nu e alive până... Deci are un sistem descriptiv, are o schemă. Okay? Nu e alive decât în momentul în care diverse paliere modale se coagulează una cu alta. Da? Se strâng împreună ca să formeze scena respectivă. Pe care v-am descris-o ca sistem descriptiv. Bun. Și atunci, asta pentru Valsalu, asta, dacă vreți, e un soi de emergență în conștiință. Conceptul, deci, e o abilitate de a reuni mai multe reprezentări, deci, mai multe, dintre care una e utilă a ceea ce fac în momentul respectiv. Ce acțiune am sau ce sarcină, sarcină task, în percepție, psihologie. Okay. Mergem mai departe, asta e cam același lucru. Gorpățut, ok. Conceptul ar fi un manual de instrucții, da, care ține mai multe inferențe, mai multe cum să produci ceva. Mai departe, simulare multimodală. El spune, este o simulare. Ideea lui de simulare e următoare. Aceleași regiuni în creier percep ceva din exterior și aceleași regiuni din creier produc memoria ceva. În sensul ăsta se face o simulare. E ca un teatru mental. Deci el nu s-a spus. Aceste reprezentări conceptualizările situate astea pot să țină înăuntru lor o reprezentare schematică. Valsalu acceptă chestia asta. Nu i-a convenit, dar acceptă-o. Atunci, el e prieten mai mult sau mai puțin cu cel care a făcut gramatică cognitivă. Valsalu nu face strict gramatică cognitivă, e psiholog. Dar, într-o scenă, cum ar fi asta? Două pisici, o masă, un scaun, o fereastră, o ușă, un portret, aparat de fotografiat, încă un scaun, ok? Eu am nevoie să ajung la, să schimb becul. Okay? Și atunci am nevoie de ceva schematic care să mă, pe care să stau să ajung la bec. În funcție de această categorie, voi identifica obiecte concrete, care se numește instanțiază, adică care pot fi categorizate ca un tip de ceva pe care pot să stau. Dar reprezentarea mea mentală este abstractă. E ceva pe care pot să stau. E foarte abstract. E orice pe care pot să stau. Și atunci, aici am un omuleț care stă pe ceva, asta e ce îmi imaginez eu că nu ajung, nu? Sunt un soi de macac care nu ajunge aici și macacul se uită în jur și zice ce anume ar putea să semene și să fie cu această categorie. Asta e abstract. E ceva care, something to reach the body, zice. Okay? Deci, înăuntru acestor conceptualizări situate, pot să am ceva abstract, schematic, nedefinit, concret. Și atunci mă uit în jur și pe scaunul e bun de așa ceva, masa e bună de așa ceva și scaunul ăsta e bun. Nu pisica. Pisica nu este un fel de obiect pe care aș putea să... Nu îndeplinește rolul ăsta.
dacă vreau să blochez ușa că o să închide sau se nu stă tot timpul închisă, vreau să fie deschisă, voi folosi fie aparatul, pisica iarăși nu poate fi folosită, dar scaunul de data asta, vedeți că are dublă funcționalitate. Odată l-am categorizat ca fiind ceea ce mă ajută să mă duc acolo sau ceea ce mă ajută să țin ușa. Okay? Iar e un singur lucru cu două funcții, în funcție de două categorii, în interiorul unei conceptualizări situate. Ad hoc categorii, spune, things that could be stupid. Ad hoc, categorii ad hoc. Deci admite că există ceva schematic în interiorul acestei simulări, acestei conceptualizări situate. Ok, asta e citatul, schematic space region of the simulation. O complică. Era un exemplu la Hitchcock, în care există o corespondență, dar nu o să dau exemplul ăsta, între ceea ce spun personajele, care spun, I think that this is a matter best disposed from a great height, din nord prin nord-west, la un moment dat, bad guys, spun, chestia asta ar trebui rezolvată de sus, adică să o arunce de la finalul filmului, să-i omoare de sus. Okay. Deci ar trebui să rezolvăm problema de la înălțime. În momentul în care camera e la înălțime, da? Camera e în contraplungeu, de sus, în jos, și ei sunt priviți de aici, din plafon, okay, sunt filmați, personajele se uită în sus. Și atunci un alt verbal corespunde unui unghi al camerei. Asta era. Cu ajutorul unui mecanism atențional, spun, în interiorul sistemului descriptiv, pot să explorez, deci being there, elementele conceptuale pe care le evoc obiectul identificat. Deci identific obiectul, l-am categorizat, scena este inconștient ca un sistem descriptiv, în momentul în care explorez scena mental, de simularea pe care o am, ea devine o conceptualizare situată și are aspectul unei experiențe particulare. Dat fiind că pentru Barzalău am mai multe conceptualizări situate, ținute împreună de un concept. Bun. Câteva experimente erau vis-a-vis de faptul că există o scenă mai largă decât ceea ce, să spunem, se vede pe ecran. Pe ecran se vede un cal care este în stânga ecranului, la mijloc, aici la mijloc de tot, aici un pic pe dreapta și aici de dreapta de tot, pe marginea din dreapta. Și ideea experimentului a fost să vadă dacă cuvântul ultim sau racehorse, cursă de cai, sau frontrunner, primul din cursă, care se potrivește cu care. Și evident se potrivește frontrunner-ul cu cel din dreapta, e intuitiv pentru toată lumea, bănuiesc că ultimul e aici. Dar de ce ar fi ultimul și de ce n-ar fi filmat ultimul așa? Și atunci explicația este pentru că scena respectivă este că lucrurile încep în stânga și are în față zona celor pe care urmează să... Spațiul ăsta gol de aici este o reprezentare ca un soi de think să te urci să schimbi bec în această imagine. Da. Și are sens imaginea asta tocmai pentru că îmi evocă o scenă mai mare. Okay. Și în scena asta primul începe aici și sau ultimul din cursă, cum vedeți, stau cu ăla e ultimul. Și ăsta e primul. Dar nimic există și cadrări de genul ăsta, dar care sunt percepute ca fiind special și pe invers făcut. Da. Când personajul, în general personajele care se uită, nu se ajunge așa. Okay. Un alt experiment apropiat, mai mult sau mai puțin, este un filmuleț, Heider și Simmer, 1944, dar acum s-a discutat de el, dar s-a discutat și atunci. Okay. E un triunghi într-un box și apar, ba un cerculeț, ba un triunghi și se aleargă și intră și deschid ușa și nu mai departe. Și vedeți că eu am spus că deschid ușa. Păi pe ecran nu se vede nicio ușă, niciun omuleț, niciun nimic. Da. Da, legat de imaginea calului de mai devreme, fără să vedem spațiul acela din fața calului, putem doar să ne imaginăm că merge în direcția respectivă, pentru că fiecare cadru,
merge cu fața într-o anumită direcție și, în mod normal, nu avem cum să presupunem că calul cel mai din dreapta este ultimul, pentru că el merge, asta sugerează fiecare pavon. Adică n-ar trebui să vedem sau să știm spațiul acela gol din fața lui, pentru că, pur și simplu, este logic că dacă... Îl știm pentru că ne imaginăm că, în general, el are în față o perspectivă. Ultimul are în față o perspectivă că îi vede pe... E urmăritorul care îi urmărește pe aia din față, în sensul ăsta. Dar noi imaginăm chestia asta. Cadrul, așa cum e filmat, în mod normal n-ar trebui să ne spună asta. În toate astea spune. În sensul că toată lumea zice, cuvântul dead last se potrivește cu această imagine. Front runner se potrivește cu această imagine. Asta-i tot. Da, da, mai mulți oameni. Vreau să zic că s-ar potrivi și dacă vedea doar cal, fără nimic altceva în jur, pentru că fiecare imagine, fiecare cadru al calului prezintă calul cu fața într-o anumită direcție și logica sau intuiția noastră este că direcția în care are față e direcția în care aleargă. Nu? Păi și aici are față. Ce ați în direcția în care aleargă? Da, probabil interpretarea n-ar putea fi tocmai invers. În sensul că prima imagine, văzând că e prea mult spațiu în față, nu mai nimeni în fața lui. Ideea este simplă. Aici o să văd 50 de oameni și majoritatea da, a spus că... Da, înțeles, eu am statistică. Da. Deci, funcționează? E abstractizat științific. Sigur că pot să văd, dar, în general, în fi. Al doilea exemplu, pot să supăr. Că nu astea cele mai... Al doilea exemplu este de ce vedem aici o poveste, sau de ce vedem o poveste. Povestea unui furt, mama stresată, iubitul gelos. Se aleargă triunghiurile alea pe acolo. Apparent behavior. Deci toată lumea, sau în general, oamenii văd cu calificative psihologice această mișcare de obiecte geometrice. L-ați văzut, îl știți? Nu. Nu știți. Da. Și nu le-i percep. Sunetul. Aia cu cei trei porcușori, nu? N-ai blow, n-ai puff, nu știu ce, și până când o să distrugă... Bun, asta e filmul. Filmul este ținut minte, sunt titlurile astea, povestea unui furt, mama stresată, iubitul gelos, a scăpa, urmări și așa mai departe, da? Și nu a se mișca. Okay? Pentru că indicii vizuali de pe ecran au activat niște scheme mentale de tip poveste. Pe de altă parte știm că oamenii nu țin mai ușor minte dacă sunt narațiuni, dacă sunt povestioare, că așa aleagă lucrurile cauzal. Mai există un experiment în care dacă întreb oamenii care au fost mișcările după ecran, pot să spun, dar dacă și le memorează ca o structură narrativă, țin minte. Nu pentru că au un soi de break-uri, poi, sau puncte esențiale și atunci și filmulețul ăsta, deși ciudat, este se coagulează ca o povestire pentru că activează o scenă de care vorbeam. Da? Acest sistem descriptiv. Sistemul descriptiv al unui event oarecare. E destul de vag care ar fi eventul, da? Că poate să fie mama stresată, iubitul gelos sau povestea unui furt sau cu totul altceva, dar caracterizat. Experimentul lui Marsalu este, nu o să pun asta, că nu asta. Sunt două fraze. The bird sat quietly in the tree, sau the bird flew. Deci, pasărea a zburat sau pasărea a stat. Ei, după care fac niște experimente, apare imaginea asta,
de cățel și în momentul în care spui a zburat, oamenii merge mai repede recunoașterea tiparului ăsta și nu tiparului ăsta. Ăsta e un soi de mască cățelor, da? De aici e un sistem de laborator și e ca la mincină, nu te interesează decât cât de repede reacționează, nu ce vede. Pentru că reacționează mai repede la o formă de pasăre în mișcare, înseamnă că cuvântul a zburat mi-a activat o scenă globală în care există definiția că are aripi când zboară. Iar când e ideea că stă, da? Nu vedem aripile mentale, dar simulăm imaginea unei păsări. Nu am nimic de a face cu lingvisticul de data asta. Da? Decât, mă rog, fraza lingvistică. Dar fraza lingvistică îmi evocă un conținut conceptual care este cu imagini, cu simulări, văd păsărele și când zice zboară, le văd așa. Când zice stă, le văd fără aripi. Îmi fac ca un soi de McDonald în cap, dar nu mai doar. Donald Duck. Un desen animat în cap. Și așa a identificat partea lui, ăsta e unul din argumentele puternice, a faptului că există simulări mentale. Da? Un soi de teatru. Facem un cinema în cap. Ok. Un alt cinema este când vezi mai mult decât ar fi cazul, adică oamenii nu țin minte dacă ăsta era cu piciorul aici sau era cu piciorul aici. Da? Pentru că în momentul în care a văzut poza asta, a văzut întreaga scenă. A simulat o scenă în care, hop, sare. Da? One study de confused the original photograph. Și atunci cum faci testul? Păi îi arăți poza asta, zici, asta ți-am arătat o săptămână? Da. Păi nu, i-a arătat-o pe asta. Deci, ăsta înainte să se sinucidă era cu piciorul aici și acum sare, are și brațele deschise, da? Dar subiecții nu au memorat. Pentru că au memorat o secvență mai mare, activată de poza asta de aici. Da? Și atunci, un vis-a-vis de ce era mai devreme și ce vorbea și Oda, preferăm imaginea de la stânga la dreapta, că citim de la stânga la dreapta, față de alea în care se merge de la dreapta la stânga, pentru că nu prea citim așa. Okay. Și că ar fi cultural. Avem un tipar cultural și de asta și preferăm imaginele în care acțiunea se va dezvolta în direcția asta. Da, de acord. Altul este boundary extension. Adăugăm mai multă informație în memorie decât ar fi fost cazul la o memorie. Da? Asta este aici pictura din memorie a unei ferestre pe care a făcut-o un pictor. Dar el când a pictat din memorie a adăugat zona asta, a adăugat mai mult aici, a adăugat asta așa. Acum reconstruit. Iar asta este poza actuală. Deci, ceea ce văzuse atunci. Și asta este ce și-a amintit. A mai adăugat. Asta este mental. Un alt exemplu. Asta este poza, asta este memoria. Deci în memorie sunt mai multe spaghete decât ar fi fost cazul. Da? A mărit zona. Bun, mărești în memorie ce e înăuntru cadrului și nu ce e în afara cadrului, dar în fine, oricum mărești. Deci oricum ai o simulare mai mare. Asta e the point. Multe fraze, dar ideea e aceeași. Conceptualizarea situației, o plimbare de-a lungul unui traseu în interiorul unui spațiu multimodal de domenii conceptuale. Și acum, am făcut așa. Aici este un indice, o să vedem că ce e un indice, îmi activează o categorie, okay, am un indice formă. Formă, are formă de pahar, deci înseamnă că este pahar și nu scaun. Okay? El îmi activează un sistem descriptiv care înăuntru are mai multe scheme. Deci niște zone abstracte. Okay? El însuși poate să fie, aici după mine și după Barsalu, că nu-i convine, are și el o schemă, conceptul respectiv. Conceptul de car are pe de o parte de automobil, are pe de o parte o schemă, pe de altă parte are un sistem descriptiv. Ce am văzut mai devreme, are și roți, are și șoferi, să pune benzină și mai departe. Okay. Există în imagini și ce se numește construal și în psihologie, adică cum gătești locul de unde vezi lucrurile. Deci, voi vedeți acum un computer, da? Ok. Dar de fapt vedeți masca unui computer și vă imaginați că vedeți un computer și probabil și imaginați că ce e acolo e și aici. Ok, și e coerentă lumea. Că dacă n-ar fi imaginarea asta, conceptualizarea situată, am avea mari dificultăți de a calcula ce se întâmplă în lume. Eu nu stăm.
Construalul este de unde vezi. Dacă e ca la cinema. Vezi mai mare, vezi mai mic, vezi de sus, vezi de jos, plongeu, contraplongeu, un mișcare. Asta este, asta e construalul. Dar construalul mi-aduce niște indici care mi-activează o categorie, care categorie și un concept și conceptul are mai multe conceptualizări situate, care la rândul lui are niște bucățele abstracte. Dar care poate fi aici conștient explorat. Da? Indicele conștient, pentru că vedeți că are liniuța asta, că ține de... Cred că până mai clar. Un indice. Ce e un indice? Asta e o pată roșie. Da? Asta este un indice. Chiu. Ok. Ce avem în poză? E un indice. E un indiciu, exact. Chiu e un indiciu. E un indiciu că ce este în imaginea asta? Un câine. Asta e un câine, da, într-adevăr, dar e o, mă rog, o spită de pet. Asta era ideea. Că dacă fac așa, atunci indicele meu se transformă, cum spusesem mai dinainte vis-a-vis de scaun, în pata pe spatele unui câine, pe când aici este o pată de culoare într-o suită de pet. Indicele este integrat unui sistem descriptiv, tablourile sunt făcute din pete, abstracte sau nu, figurative sau nu, dar tablourile abstracte sunt din pete. Ok. Pe când aici, indicele nu mai ține de suprafața de reprezentare, ci este un indice al configurației tiparului unui câine. Și categorizez structura respectivă ca imaginea unui câine, ca un obiect 3D. Dar nu îl văd în 3D decât dacă am această conceptualizare situată. Deci nu fac teatru mental. Altfel, nu ne ies. Ok. Revenim un pic la partea a doua și pe o hază partea a treia. În gramatica cognitivă, să spunem, sunt structuri, construcții pe care le-am aplicat filmului de tipul prepozițiilor. Da? Paharul de pe masă. Paharul e pe masă. Pe. Okay? E o construcție prepozițională. El definește un subiect și un obiect. Ceva e pe ceva. E simplu, asta ar fi schema. Ceva, subiectul, este pe ceva și aici ar fi obiectul pe care masă. Dacă ne interesează, dacă ne interesează masă. Exemplul nostru de complement este lângă ușă. Okay? Și acum începe partea un pic dificilă. Într-o structură cu complement, deci lângă ușă, aici trebuie să fie ceva. Ion este lângă ușă. Maria este... Okay. Ea e subiect. Subiectul este... Okay. Traiector, să zicem. Lângă este prepoziția și ușa este al doilea element, complementul. Complementul ăsta îmi specifică ceva care este abstract în lângă. Deci, semnificația cuvântului lângă, peste, sub, deasupra, conține în înțelesul său, în înțelegerea lui, ceva schematic. Like something to, așa, ca să schimb de bani. E la fel de schematic. Adică nu înțeleg sub, decât dacă imaginez că există un ceva sub altceva. Ușă nu face decât să-mi elaboreze, în sensul să-mi detalieze, ceea ce era abstract în lângă. Deci ăsta este abstract și vine unul și îl scoate. Și zice, uite, așa e. E un scaun pe care ne urcăm să... Okay. Viceversa, adjectivul roz, pinkfish, este ce se numește modifier, adică adjectiv. E, aici lucrurile stau invers. Adjectivul roz are o substructură schematică care este specificată sau elaborată de către pește. Roz, adjectivul roz, trebuie să fie ceva roz. Când zic roz, toată lumea știe că nu ne surprinde cu nimic mai devreme, că e un pește, că e o fustă roz, că este o mașină roz. Fiecare este ca o conceptualizare situată și elaborează ceea ce este schematic în roz. Dar înțelesul cuvântului, adjectivului, are totdeauna o bucățică schematică în el. Mai este o idee. Da, mai este o idee. Unul din aceste elemente la care te referi, la
în construcția asta gramaticală, lângă ușă sau peste roz, unul din elemente este centrul de profilare, adică despre cine vorbesc, topicul. Adică despre ce vorbești? Păi despre un pește roz, nu vorbesc despre roz. Îți vorbesc despre un pește roz, vorbesc despre o masă roz și mai departe, da? Și ăla este centrul de profilare, adică pe el se îndreaptă, la el se îndreaptă atenție. Iar centrul de profilare este schematic pentru construcția întreagă. La rândul lui. Okay. Aici sunt câteva exemple, trecem peste. Mai există o idee care este faptul că în lingvistică și în film nu facem referință la întregul obiect, ci poți să cadrezi o bucățică din el. Okay. Sau în sistemul ăsta descriptiv, îți fac trimitere, îți fac un cadru pe ecran, dar tu îți vei imagina că există tipul ăsta de obiecte în jur. Fetul. Cam asta ar fi zona activă. Bun. Trecem și peste partea asta și ajungem la A-site. A-site este ceea ce este schematic într-un compus și este elaborat de către altul. Aici este Smart Woman, care de fapt e un soi de pește roz, e același lucru. Smart înlocuind cu roz și Woman înlocuind cu pește. Dar concepția lui Smart e desenată de Langa care aici, ca un soi de ceva este gradual mai prostănat sau mai deștept. Liniuța asta înseamnă mai gradual. Și când e Smart, înseamnă că e ceva mai, într-un comparativ. Asta e toată ideea. Okay. Vorbim despre, evident, despre Woman și Woman este schematic, Woman, pentru întreaga construcție. Iar asta, întreaga construcție Smart Woman, de ce? Pentru că despre asta se vorbește, despre Woman. E centru de profilare. Okay. Dar, structura componentă, ce înseamnă structura în care pot să desfac acest Smart Woman, da? Categorizează construcția întreagă. Deci, Smart Woman, evident, este un tip de woman. Nu e sensul ăsta. Deci, văd o femeie deșteaptă, înseamnă că e un fel de femeie. Păi, asta înseamnă categoriza. Văd un pahar de genul, e un fel de pahar. Am o schemă de pahar, am o schemă de femeie, deci, ăsta din dreapta, cred că iar și e destul de simplu. Același lucru cu o relație între două, trecem peste. Ajungem la o expresie pe care o comentează la mine, care se numește aproape de ușă. Și aici ajungem la unde, zic așa, unde vreau să ajung. Near the door. Deci ne gândim la această expresie care e formată din două bucățele. Unul care este aproape și celălalt care este ușa. Okay? Aproape de ușă. Și acum întrebarea este, care e ăla schematic și care este ăla elaborat? Și cine categorizează pe cine? O versiune este aia din A, în care am near, deci aproape, centrul de profilare, adică despre acolo mă interesează în această expresie, aproape de ușă. Unde e? Aproape de ușă. Okay? Deci mă interesează aproape în expresia asta. Dar aproape are o concepție schematică, că ar fi ceva. Și ușa este un fel de obiect pe care îl definește aproape. Okay. Nu v-am pierdut. Deci aproape este agentul care definește starea ușii sau ușa este agentul care definește starea de aproape sau de departe? În cazul ăsta, care stare aproape de ușa, adică dacă centrul este pe aproape, atunci aproape definește ușa. Aproape definește ușa în măsura în care aproape are în definiția lui conceptuală, întotdeauna trebuie să fie două obiecte, da? Ceva este aproape de altceva. Acel altceva este elaborat în construcția aproape de ușă. Am înțeles, dar cu căvara lui femeie deșteaptă sau pește roz. Adică aici e, deja intrăm într-o altă zonă. E un alt exemplu, ăsta este complement aici. Ușa e complement. Okay. Unde te întrebi? Unde ești? Lângă ușă, aproape de ușă. Okay. Să-i complement, că de asta are două, subiect și subiect-obiect. Okay. Și ușa este complementul care îmi definește ceea ce este schematic în această prepoziție. Prepoziție. Ok. Dar, interesant e în discuția pe care o face Langa, zice, da, dar putem să facem și invers.
în construcția conceptuală. Da, aproape de ușă este mai elaborat. De fapt, e o construcție mai elaborată a ceea ce este în înțelegerea unei uși. Adică, cum înțeleg o ușă? Înțeleg o ușă că este în spațiu. Orice obiect e în spațiu. Deci are o contiguitate care este schematică și inerentă definiției conceptuale a obiectului. Orice ușă are un acotec. Aproape de ușă, spune el, elaborează ceea ce este schematic în termenul de ușă. Elaborează o relație locativă, schematică și implicită în descrierea semantică a numelui ușă. Bun. Ok. Ceea ce deja începe să ne... Odată, cum citim o variantă sau alta, deja citim una din ele, ca să nu facem multe minuni, că nu putem ține mental cele două. Doi, dar există posibilitatea să citim așa sau așa. Și ceea ce este interesant este că o prepoziție ca aproape, sub, peste, oricare, este în această perspectivă a lui, a Milagrosului, vis-a-vis de verbal, mai elaborată decât obiectul la care s-ar face referință. Da? Ușa. Care e un obiect plin. Adică, asta, cuvintele prepoziționale sunt obiecte care fac relații între ceva și ceva. Care cercetele de relații spațială în sus, spațială în lateral, și mai departe. Dar sunt foarte abstract. Știm asta. Efortul meu citind această elaborare a lui Langare, a zis, da, vedem unde e în film povestea asta. Ce fac când am imaginea unei uși? Ok, asta cu verbalul, am înțeles că s-a ocupat el. Hai să vedem dacă putem lua modul lui de a gândi lucrurile și să o aplic pe film. Și să facem o gramatică de genul ăsta. Okay. Sigur că el spune normal, în mod normal, ușa este o instanță a ceea ce este mai schematic, esait, în aproape și nu viceversa. Deși posibilitatea există. Ok, ok. Astea sunt argumentele lui că de ce. Acum, o masă aproape de ușă, asta este construcția pe care o oferă orice vorbitor. Zic așa, care e subiectul? Întreb copilul, despre ce este vorba în această frază? Păi zice, despre o masă. Ăla e subiectul. De o masă care se află aproape de ușă, că ți-am răspuns la întrebare. Nu? Și Langa care descompune chestia asta pe două niveluri. Unul în care aproape de este complementul, care este categorizat de landmark-ul lui aproape, okay? Care este centrul de profilare, dar lucrurile sunt puțin complicate în faza asta. Centrul de profilare este dependent, adică nu poți să-l utilizezi autonom. Ușa este un obiect conceptual autonom, trăiește de sine, dar aproape de nu prea are sens. Nu putem vorbi cu aproape de sub ce ar fi, spune despre ce e vorba. Da? A, o masă aproape de, am înțeles în sensul ăsta. Un nivel. În al doilea nivel, în momentul în care astea două s-au îngemânat, okay, aproape de ușă, acum de data asta aproape de ușă funcționează ca roșu. Altfel spus, în concepția aproape de ușă există ceva schematic care este elaborat, deci descris mai în detalii, de către o masă. Care e finalul frazei. Okay. Și am și complement și modifier, dar vedeți că modifierul nu este același lucru cu complementul simplu. Ok. Putem să înlocuim asta. Bun. Modifier construction, ok, complement construction, sună abstract, durează ca să explic? Să facem asta? Nu. Hai să încercăm cu asta. Și spun așa, am o ușă, acum pe ecran. Ok. Pe ecran sau ar fi camera de filmat. Funcționează ca și complement, e autonom, e elaborat. Văd o ușă pe ecran. Dar centrul de profilare care este dependent de lucrurile de funcționare este poziția spațială a obiectului sau mișcarea atribuită obiectului sau camerei. Okay. Încă am dat camera. Deci camera care începe să se miște. Da? Okay. În jurul unui obiect. Este un soi de
prepoziție. Și propunerea mea este că funcționează ca o prepoziție. Altfel spus, camera aia care se mișcă, se mișcă aducând în semnificația mișcării camerei ceva față de ceva. Că asta zicem de obicei, s-a mișcat camera în jurul obiectului. Deci, mișcarea de camera implică în mod abstract, că dacă scot obiectul, nu mai vedem obiectul, nu mai vedem cine filmează, oricum nu-l vedem niciodată, okay, decât ca obiect. Ce ne rămâne pe ecran? Ne rămâne nimic. Pentru că jocul următor. Nu pot să văd mișcarea în sine. Mișcarea este dependentă de un obiect. N-am cum să fac. Relațională. Da. Relațională prin natura. E relațională prin natura ei și depinde de obiectul care este autonom. Dar relația funcționează. Evident că când se învârte în jurul lui, văd obiectul în mai multe feluri. În sensul ăsta, pentru mine, mie, este exact echivalentul structurilor prepoziționale. Asta ce-am luat acolo și am pus aici. Da. Noi vedem ușa, camera, camera începe să se miște și această mișcare de apropiere de ușă, mișcare este traducerea prepoziției aproape din structura lingvistică. Da. Mișcarea ei. Mișcarea. Mișcarea camerei asta da. Este practic da. Transpunerea prepoziției aproape. Da. Acum, în schema de aici, am greșit și n-am greșit, am pus de două, dar de desubt am spus camera de filmat ecran. Ok. De ce? Că altfel nu-mi ieșea schema asta. Și atunci, dacă ne ducem în dreapta, asta e camera de filmat. Ce este camera de filmat în accepția mea? Este ecran. Nu mai există camera de filmat. Aia a dispărut. E doar un ecran cu care spectatorul își imaginează din indicii de acolo diverse lucruri. Că ar fi și o cameră mai veche la bază, nu? Să fac o ironie. Okay. Sau este o cameră de gen Marvel, da? Totul e din computer. Asta e camera. E un ecran. Acest ecran este specificat de către mișcare. Da? Aproape de cameră. Deci acum pe ecran văd o masă. Okay. În momentul în care văd o masă aproape de camera de filmat, mă duc în jos, am o masă, că despre asta se vorbește, și mișcarea mă relaționează două obiecte, ecranul și obiectul. Da? Două entități. Unul e ecranul care se mișcă, percep că se mișcă, și obiectul care este aici. Nu știu, e static, nu asta ne interesează, dar care este specificat de mișcare, pentru că mișcarea trebuie să aibă ceva față de ceva. Nu să fie mișcare, în fine, e obiectul. Chiar dacă e un obiect singur, să mișcă față de obiectul ăsta alt. Nu cum se percepe. Că dacă e în spațiu și n-am niciun point of reference, nu știm dacă s-a mișcat sau de ce așa înțeleg. Nu știm dacă cade sau accelerează. Bun. Ei, și atunci am translatat lucrurile spunând că mișcarea este un soi de prepoziție, camera este specificată de mișcare, mișcarea specifică și schematic. Okay. Schematic, un obiect care este elaborat de obiectul pe care îl recunosc pe ecran. Okay. Bun. Așa. Deci camera este dependentă de elementul profilat. Și acum avem câteva exemple. Obiectul reprezentat elaborează insight-ul spațial a ceea ce am denumit camera, filmat, sau el însuși are un insight care este elaborat de camera. Acum, dacă revin la A și B, probabil că le-am pus prost într-un fel, cele două lecturi inițiale pe care le-am definit, pot fi utilizate în această schemă, adică, pe de o parte, camera are un insight care este specificat de către ușă, obiectul care se vede, sau camera specifică ceva care este o calitate a obiectului. Altfel spus, schema de dinainte e valabilă. Dar mai este o dublă interpretare. Fie obiectul pe care îl vedeți specifică ceva, cum am spus până acum, din mișcarea camerei, aici suntem de acord,
dar mai forțând un pic lucrurile, obiectul însuși are ceva schematic spațial în identitatea lui, în existența lui. Trebuie să se afle în spațiu. Și camera va elabora spațialitatea obiectului. De data asta, acest obiect conține un e-site. În cealaltă versiune, camera conține un e-site care, hop, îl văd elaborat. Pe când în cealaltă interpretare, obiectul însuși are ceva spațial care este elaborat de mișcarea de cameră. Fac o relație dialectică. E o relație dialectică univocă, în care, mă, normal, spectatorul ar trebui să perceapă. Ecranul și obiectul specifică reciproc. Da. Exact. Și atunci, de exemplu, Julien, manualul lui, bun, asta cu autosimbolizare, asta încep când e, exemplu, cu cățelul dinainte, unde e o suprafață plană. Obiectul și ecranul nu sunt una și același lucru. Dar să trecem peste asta. Raportul între camera și obiectul filmat în axa obiectivului, profunzimea virtuală, îmi induce diverse relații între obiectul văzut, camera și mișcare. Da? Sau o zonă. Și atunci trebuie ținut, spune el, de procentul de prezență, dar și de poziția noastră spectatorială, adică unde suntem noi ca ecran. Okay? Nu e acel lucru să vezi pe cineva de aproape sau de la distanță. A examina, văd de aproape, fiind de aproape, pun camera aici, a întrevedea, văd de departe, fiind departe. Și am, atunci, ca să dăm și filme, nu? Este o cameră, vede? Și sunt tot felul de obiecte. Între obiect și cameră sunt niște obiecte interpuse, da? Ceea ce face că undeva în spațiu este, aici este cineva aproape de Hitler. În sensul care jubilau, camera e mai aproape, e intimă cu el, e Göring care îi suflă în ureche. Noi suntem aproape de, dar bun, era ăsta jocul de manipulare la Lenin, așa, da, dar ideea, mai înainte, 59, trebuie să ajung, că mai sunt și altele, sigur, asta. E, aici este cineva, ecranul. Ecranul îmi elaborează ceea ce este schematic în mișcarea de cameră și în flow-ul ăsta, o poziție spectatorială. Din indicii de acolo încerc să elaborez un soi de imagine a unui vedere, a unui cuiva care vede în spatele ăsta, care nu vede de aici cum era înainte. Vede? Întrevede. Care întrevede de jos în sus. Dar nu ajungem la momentul ăla? Este cumva aceeași idee ca și atunci într-un film când ai cineva care iubește un copac și copac morsă și vezi. Adică evocă un subiectiv foarte puternic. E un subiectiv. Exact. E un subiectiv. Și Lenny asta face aici. Ne plimbă ca un martor, vede de sus, și ne pune în poziția acelui martor care face o mișcare de traveling ușor circulară, că portretul se vede și așa și așa, dar și deci ar fi cât de cât circular. Dar ideea este că, datorită step-urilor care erau înainte, îl văd pe Hitler de la o distanță, îl întrevăd pe domnia sa, îl întrevăd pe Dumnezeu, îl întrevăd, nu? Nu pot să fiu atât de aproape de el. Și sunt un om amințit. Și atunci, din indicii de pe ecran care sunt flu-ul ăsta la noastră, evident că elaborez ceea ce este schematic în mișcarea de cameră. Bun. A întrevedea, a vedea de departe, fiind departe. A spiona, a vedea de aproape, fiind departe, cu focala lungă. Moarte la Veneția, de exemplu. Moarte la Veneția finală. Când se spionează, ok? A la distanță, a vedea de departe, fiind de aproape. Mai sunt și alte exemple. În Grande Bellezza, trei imagini, asta era de la Riefenstahl, trei imagini, am aici obiectul, am aici personajul vizual de departe, în prim planul e blurat, pentru că punctul de referință al camerei e un personaj feminin care îl ignoră, el fiind un necunoscut îndepărtat. Da? Și atunci, indicii de pe ecran, îmi fac
o elaborare a subiectului care privește. În schimb, limba ce, faptul că e blurat în spate și, deși e aceeași talia portretului, da? Faptul că punctul de referință e un martor invizibil al melanconiei, un prieten apropiat. Okay. Deci, indicii de pe ecran îmi situează în această scenă și îmi elaborează diferit privitorul. Asta ar fi de... Okay. Privitorul fiind traiector, fiind subiect, da? Am întotdeauna o schemă de asta abstractă, unul vede pe altul, ok? Și acum știm cine vede pe cine. E elaborat. Din... Bun. Suamen come notre, ok, ne putem... Avem o regiune care ne permite să ne imaginăm că noi suntem personajul feminin sau noi suntem martori invizibili. Trec peste asta, dar știm unde suntem, sunt niște regiuni care se ocupă numai cu chestia asta. Și aceleași regiuni poate să facă experiența auto-body, adică dacă lovești pe omul ăsta, te doare pe tine ceva regiune. Filmarea din spate. Ok. Alt lucru de analizat, evident, că tot discutam la trecută, dar să nu... Sau nu? Dar hai să luăm horror movies. Aceeași filmare, aceeași cameră, din indicii de pe ecran, din sistemul descriptiv evocat, din conceptualizarea situată, pot să definesc mai multe poziții, adică o privire din spate poate să fie cineva sigur sau poate să fie nesigur. Aici e horror movies la mungim în 4-3-2, iar în Son of Saul, lucrurile devin un pic mai complicate în măsura în care ceea ce este blurat, care aici este blurat, în exteriorul personajului, este un out-of-body experiment. Adică, camera, într-adevăr, îl elaborează pe cel care vede, dar cel care vede e dedublat în imagine și dedublează starea lui mentală în care și închide conștiința și nu ochii. Că dacă și-a închide de ochii în groaza de a vedea, el trebuie să spele morții, să-i ducă, să nu-i... Da? Deci e spălător de morți în somn, sau omul cu crucea pe spate, da? Și aici, în fel. Și atunci putem interpreta, nu ăsta e foarte important când interpretăm, ca un soi de proiecție și elaborare a stării mentale a acestui personaj. Okay. Și el vede lumea așa și noi vedem cum vede el lumea. El, dedublându-se pe sine, da? Se vede pe sine ca și cum. Un exemplu mai vechi era ce expresie are personajul din imagine. Okay? Expresia era ambiguă, în sensul că nu știu ce expresie are, poate că e contemplativ, poate că e absent, poate că e concentrat. Este ceva schematic. Okay? Am nevoie de un plus. Dar normal, imaginea toată lumea zice, nu e clară. Imaginea nu e clară în sensul că nu ne spune tot. Ca și lingvisticul. Dar și lingvisticul face același lucru. Dar dacă scriu une femme malheureuse, atunci nu mai este contemplativ liric. Nu mai e absentă. Nu mai e, este nenorocit. Nu trăiești o dramă. Da? Deci, ceea ce este aici elaborat, îmi elaborează ceea ce este schematic aici. Îmi proiectează și dezamiguizează expresia, da? Care era schematic exprimată. Okay? Bun. Pe de altă parte, expresia ei îmi elaborează ceea ce este schematic în nenorocită. O femeie nenorocită. Ce înseamnă o femeie nenorocită? Păi, o femeie nenorocită care a trăit e cam abstract. Dar dacă îi vedem fața, zicem da, arată ca o femeie nenorocită. Deci, ea elaborează ceea ce este conceptual, semantic, schematic, exprimat și viceversa. Ceea ce mie permite să spun că cele două fac așa. Această construcție semantică e foarte puternică. Chiar în filmul mut. Funcționa a mervei pentru spectator. Ipoteză. Aici. Am imaginea asta era o femeie care o pietă, ține copilul, nu? Și am, la nube, e clasică, vedeți pe YouTube, fața lui Hitchcock. Ce expresie are? Expresia lui este ceea ce este aici.
Aici este schematic exprimată blândețea, compasiunea, iubirea față de copii. Pe fața lui asta se vede. Pentru că el exprimă, elaborează mai concret pentru mine, spectator, totul proiecție mentală, ceea ce era schematic aici. Planul următor, avem fața lui și o femeie care, sigur, din prudărie, nu era pastor, era în bikini. Ce expresie are el? Păi Kuleshov ne spune, fața lui este de bătrân libidinos. Simplu. Și chiar zâmbetul a devenit un soi de rânjet. De ce? Pentru că când elaborează ceea ce este schematic și amorsat, pregătit de sistemul sau situalizarea, conceptualizarea situată a femeii în iarbă, care va, datorită pielii și cum ne reprezentăm femeia dezbrăcată și mai departe, normal că vedem Suzana la baie și bătrânii salivând după ea. Okay. Și cultural, dar și experimental. S-a activat tot sistemul și atunci mi se pare normal ca expresia lui să facă parte din sistemul ăsta și în sistemul evlavios. Da. Acesta este, practic, principiul experimentului lui Kuleshov. Asta e Kuleshov. Da. Exact. Dar îi găsesc o bază lingvistică, gramaticală, da, ce fac, și mai spun un lucru. Că el privește la ceva. Și el este near, este o structură prepozițională. De fapt, este un, e subiectul structurii prepoziționale care cere ca la capătul privirii lui să văd ceva elaborat. Sau, dacă nu e numai decât imaginea asta, va rămâne neelaborat, dar știu și aștept ca el să vadă ceva. Și atunci am un dublu bind, o dublă legătură. Și de la A la B și de la B la A. Ok? Asta era data trecută, prima, și, prima interpretare, a doua interpretare, compătimitor libidinos. Planul B, element conceptual autonom, iar planul A reprezintă element modificator dependent conceptual, în sensul că ăsta elaborează direcția asta, dar și invers. Elaborează ce? El elaborează ce e aici, și citesc expresia, dar și ea elaborează ceea ce este obiectul privirii lui. Și pot să citesc întâi planul B și să desemnez o anumită calitate. Okay. Femeia elaborează ceva care e schematic reprezentat în planul B. A doua interpretare. Trecem peste. Ideea majoră asta este a privi. Este un act, exact ca și ecranul, da? Ceva care privește ceva. Okay. Autonom, complement, este obiectul privirii. Privește femeia. Faptul că lângă această femeie este o situație de vizualizare, ea este potențial vizualizabilă pentru că o văd pe ecran. Dacă o văd pe ecran, prin ecran, înseamnă că este vizualizată, deci schematic trebuie să umplu golul ăsta schematic, site-ul, cu ceva. Fie că mă imaginez pe mine, că mă identific cu Hitchcock. După aia, dacă văd personajul, zic, el vedea. Dar dacă este un narator, naratorul vedea. Dar dacă este o voce off, ăla vedea și văd pe ecran citatul viziunii naratorului sau așa mai departe, da? Dar pentru că în obiectul vizualizat pe ecran am acest element schematic. Okay. Bun. Și evident că Hitchcock privește femeia întotdeauna. Okay. Și atunci aici era argumentarea că obiectul vizualizat de către o cameră are ceva care este elaborat de către cameră sau de un plan mai apoi. Dar nu este neapărat să fie un plan în care să ne spună cine vede. Poate să fie pur și simplu mișcarea de cameră care să elaboreze cine vede. Fără să ne spună mai mult în detaliu. Asta sunt chestiuni de gradualitate. Bun. Exemple la OZU. Bun. Că e tipuri de cameră. Sărim peste asta. Găseam că în graduate, absolventul, da? În absolventul, începutul, așa, am un soi de site în fața privirii lui, ca și barca respectivă, da? Un site care, dat fiindcă este acest site,
pot să citesc metaforii filme. Asta e o cadrare, da? Care are sens că golul e aici. El nu e în fața unei gole. Era la zi. Vă descurc cu fața la zi. Mergem puțin mai departe. Mă rog, în plus merge și nu merge. Avansează fără să meargă. Dacă suntem existențialiști, înseamnă că alegerile sunt făcute de către lume și nu de către el, pentru că el nu este un agent și se trece în față. Dar ceea ce este în fața lui gol și abstract, deci un soi de e-site reprezentat, da? Este mai cumplut acum de către generic, ok, dar nu are o perspectivă, e gol. În permanență e un tânăr care în față se uită în gol. Deci e un refuz de a elabora, sigur că va fi elaborat acest gol în fața lui, dar filmul ne indică. Pentru că e gol pe ecran, e elaborat. Dar pentru personajul, lumea lui, nu e elaborat. Depinde la ce, în ce domeniu, cum citesc indicele. Metatextual sau... Da? Muzica nu ne interesează. Și m-a amuzat. Ceea ce spuneam mai devreme, el e o valiză. Deci este un caz de metaforă. Între el și o valiză de unde merge, nu se potrivește cu lumea sau nu, e... El este echivalent unei valize pe... Da? Deci un om este echivalent unei valize pe rolul unde are așa, deci se duce lume, îl duce lumea. E dus, da? E dus cu pluta, el e dus cu rolul. Ok. În după dealuri, un exces de genul ăsta, de e-site-uri reprezentate cât un pic, dacă reușim, reușit. Da? Aici avem așa, așa și mai departe, e alb, e negru, e un gol, dar e elaborat ca un gol în site-ul respectiv. Caracteristic viziune. Aici, la fel, figura nu e nouă, dorsalitatea și mai departe. Afectul este, ipoteza pe care o am, este un soi de modificator categorizat. Deci, afectul ca atare este ca un soi de roz. Văd un pește, văd un om, văd ceva, el este un fel de afect. Trebuie luat așa. Gândiți-vă că suntem într-o zonă negramatical lingvistic, ci conceptual. Și în cap se structurează un pic altfel, dar sunt conținuturi conceptuale. Dar afectul ar fi, după mine, un modificator categorizat. Un soi de roz. Iar emoția este particularizată. Într-o conceptualizare situată. Și planul contra planul, mișcarea de cameră, focalizarea sau modificarea subiectului reprezentat sau complement față de narator cinematograf. Funcționează și ei ca și niște modificatori. Exemplele mele erau de muzică, de exemplu, în funcție de ceea ce vedem pe ecran, muzica are altă valență afectivă. Dar ceea ce vedem pe ecran este categorizat ca un fel de afect. Și o să iau doar din Blumenau. O versiune clasică, nu? Găsim o conceptualizare situată, da? O versiune a lui Blumenau. Nu reușesc să-l țin în frâu. Afectul asociat muzicii Blumenau, aici, este și funcționează în funcție de ceea ce văd pe ecran, care creează o simulare completă și alt tip de emoții. Cam în cer. Fabric. Thank you.
ducem. Sigur că nuanțele nu sunt extraordinare până acum între aia și imaginea de dinainte și imaginea de acum, dar dacă pun emoția este diferită. Pentru că întreaga conceptualizare situată, întregile, toate simulările sunt diferite. Și m-am jucat cu Interstellar, pe care să-l punem în live, 1.45.09. Schematic în muzică. Nu e o singură direcție. Și Interstellarul e același lucru aici, nu? Nu se aude? În care profilarea cinematografică mea aduce personajul, ne aduce reflexia feței și a emoțiilor lui, ne aduce construat un narativ care m-a pregătit deja, știu cine e cine în istoria asta, tot când vorbeam de Haider și Zin. Este vorba de familie, vorba de valori, de copil, de relații afective, trecerea timpului, opțiunile. Bun. Acum Nolan excelează, dar ideea asta este că afectul pe care trăiesc este în această conceptualizare situată. Sunt tricuri în care, evident că recunosc fața ei, suferința ei, e un single. Tot construalul narrativ, dincolo de construalul, adică de profilarea pe ecran, că e un cadru plin în relaționare de dialog cu el, da? Că e pe partea cealaltă și bariera dintre noi și toate lucrurile astea funcționează pentru că fiecare elaborează o zonă schematică și prezentă dintr-un cadru întreg. Așa, asta am terminat. Da, și interpretarea e diferită. Una e live, alta e înregistrată. Și una e live și, exact, și atunci normal că evocă o altă simulare mentală. Dialogul față în față și el cuprinde, deci am plan contra plan, am o viziune între două personaje, fiecare îmi elaborează o chestie semantic, schematică dintre cele două personaje. Dar Jennifer îl vede pe George, poți să accentuezi pe Jennifer care îl vede pe George sau George este văzut de X. Okay. De Hochberg sărim, el discută destul de mult de lucrul ăsta. Data trecută vorbeam de mișcarea circulară de cameră care are și ea un rol emoțional, exact ca și modificatorul de tip roz. Da? Dar mișcarea de cameră. Okay. Mișcarea de cameră fiind consecință unor stări afective, deci la mișcarea circulară de cameră avem una de tip vertigo. Mișcarea circulară de cameră traduce, elaborează ceea ce este schematic în privirea asta plan contra plan, ci în starea lui afectivă că își vede iubita și o sărută.
Bun, dar nu, fața e exagerat de... E suficient de bine elaborată, dar nu știm ce e în capul lui. Și atunci, starea lui afectivă, de emoție, supra... este tradusă, sau unul din indicii de pe ecran, dacă vedeți, îmi elaborează starea lui afectivă, mișcarea de cameră, mișcarea asta abstractă. Și normal că... Bun, aceeași mișcare de cameră, și atunci ea categorizează ceea ce se întâmplă pe ecran cu aceste personaje și îmi categorizează afect. Dar dacă mergem tot la Nolan, unde este Batman sonor, avem tot circulă. N-am sonor pentru că nu știu de ce n-am vrut să... Da? Deci o mișcare circulară de amenințare de la voastră. Potențează mișcarea circulară un aspect, dar în funcție de ce e pe ecran, e categorizat ca relație afectivă de iubire sau relație de tensiune crimă. Mai are un pic și o mănâncă sau o sfintecă sau îi taie gura sau neașteptă. Dar ceea ce insist este că imaginea de cameră îmi traduce ceva care ar fi în capul lui sau în atitudinea lui schematică. După el îl văd cam asta. Și pe ea o văd. Sau frica ei. Și atunci dau sensul unor imagini care altfel n-ar avea sens. Și simt. I'm being there, la film, în fața, de exemplu, întrebarea pe care mi-o puneam aseară. De ce întotdeauna suferim la relația de iubire dintre două personaje care sunt pe ecran și nu odată? Deci, la o iubită, o soț și la o femeie, ai un flash de iubire sau invers la un bărbat, la unul singur, dar nu la toți care sunt bărbați. Okay? Dar noi la cinema asta facem. Trăim relația de dragoste cu mii de necunoscuți. Orică e el, orică e ea. Ceea ce e puțin bizar, nu e foarte rațional, să duci la cinema, să trăiești, să fii cu sufletul la gură, azi cu Marilyn Monroe, mâine cu altă actriță și așa mai departe. Dar pentru că mașinăria pentru mine de schematic elaborat, funcționează mental. Asta este. Suntem șorici. Bun. Noi în rațiune, plan contra plan. Aici era un exemplu. Nu vi mai arăt pentru că avem poze. Pozele spun următorul lucru, că el se uită la ea surprins. Ea se uită la el, ea elaborează ceea ce este în privirea lui, că aici ea ne este ascunsă. Și acum, întrebare, Riddle. Acest plan, cum se leagă de ăsta? Pentru mine se leagă pentru că elaborează ceea ce este în privirea ei, da? Schematic. Și ce e în privirea ei? Păi se vede pe ea căsătorită cu el. Se vede pe ea într-o scenă cu el. Okay. Nu-l vede over the shoulder, nu-l vede singur, nu-l vede în față. Okay? Se vede pe ea însuși, punctul de vedere conceptual al eroinei, genul care vede cuplul pe care îl va forma cu Tom pentru că mor. După aceea constatăm că ăsta va fi filmul care elaborează acest plan, mai în detaliu și narativ. Și atunci, deja e hooked, deja e legat. Cele două planuri au sens tocmai pentru că unul răspunde la ceva care este schematic aici. Mai departe, că dacă tot am pus pe afiș, două acord de cu două axe, ok? Unul e ea din punctul de vedere al care este okay, Marta, asta e Marta, trebuie să scriu. Marta o vede pe Karen din punct de vedere optic. Dar Karen o vede pe Marta integrată în grupul de oameni din sală. Altfel spus, ceea ce văd pe ecran îmi elaborează ceea ce este schematic în privirea fiecăruia. Ăsta este obsesional, privește victima, să spunem, în relație de dragoste, da? Iar asta nu, celălalt personaj nu o privește pe cealaltă ca partener de seducție, ci o privește ca pe cineva integrat în spațiul aici. Și de asta e camera aici.
Nu mai e așa, limaza zinul metrou, așa, concepția, percepția, emoția sunt forme de conceptualizare. Dumnezeu de întrebări și mișcarea ca atare, mișcarea este un modificator. Ce trebuie să mai studie? Am spus așa că, ipoteză, cogniția, emoția are, elaborează ceva care este în obiect, iar obiectul elaborează ceva ce va fi în acea zonă schematică conceptuală, da? În emoție, în afect, mai bine zis, muzica elaborează ceva în obiectul de pe ecran, așa cum este el profilat, și invers. Deci obiectul elaborează ceva din muzică, pentru că altfel, dacă ar fi o relație unică, atunci, oricum, anumite tipuri de muzică sunt plângăcioase și altele sunt, sunt dinamice. Despre asta. Dar rămâne această legătură, e graduală. Cogniția, la fel, de ce ar fi... Cogniția, am văzut cele două planuri, unul ia de aici și unul ia de aici și fiecare elaborează de la celălalt. Deci pot să am aceeași schemă, aceeași regulă. În percepție, ceea ce este indice automat de jos în sus, funcționează ca o elaborare a ceea ce este de sus în jos. În fine, ceea ce sunt elemente schematice. Mișcarea cinematografică îmi ia și îmi elaborează ceea ce este în obiect, dar și obiectul îmi elaborează ceva care este în mișcare. Bun. Toate astea, aceste legături de cooking, de cârlic de la una la alta, de la una mai abstractă la una mai elaborată. Asta e tot. Okay? Ține de ceea ce numește la Gacăr, o schemă care ar fi fundamentală, se numește ciclu de control. Metafora care se lăsă. Ciclu de control. Și asta e ultima idee, da? Ciclul de control este, și apare în lingvistică după la Gacăr, este un soi de amoebă, e aici, în dreapta jos. Baseline e o entitate care are în zona lui diverse lucruri. Eu sunt au. În zona mea sunt aceste obiecte pe care le țin. Okay? Dacă aș fi un cameleon și asta este un fly sau sunt o broască și asta este o libelulă, okay? Care potențial vine în zona mea de control. Am acțiune, adică întinde limba și o bag în zona de control. Dar dacă citesc această schemă, este o schemă corporală fundamentală, de la orice amoebă, la orice broască și la orice posesie umană. Modul în care vedem lucrurile în jurul nostru. Și nu, astea sunt în posesia mea, că sunt în zona mea de control, stale mele, zic copiii. Și atunci ipoteza este, oare nu cumva de jos în sus, aceeași schemă fundamentală ține modul nostru de a înțelege lumea. Deci înțelegem lumea pentru că avem o schemă fundamentală de a mânca. De predator, amoebă. Da? Trebuie să aduci la tine. Te umfli și mă... Okay. Și se găsește în modal, să numesc. În fine, în gramatică și în schema de posesie. Da? Posed ceva. Fusta Zelda. În engleză e Zelda's Kilt. Zelda e posesorul și fusta e ce ce. Da? La noi e invers. Fusta Zelda e ca să ajung la Zelda, dar la obiectul posedat. Deci există și schema posesivă, există schema de proprietate, există scheme culturale care funcționează. Există aceste... Deci ceea ce am arătat până acum, cooking-ul ăsta dintre cele două, îmi pare că seamănă cu acest ciclu de control. Un soi de una o mănâncă pe cealaltă. Una și o aduce în sfera de influență. Una, dacă ne gândim la două planuri, e în capul meu. Că nu e pe ecran. Niciodată nu e pe ecran. Eu
am mecanisme cu care mănânc, posed, exist, mă îmbogățesc și mai departe, dar tot de la noi vă vine, nu am inventat noi, ok? Pentru că și așa înțeleg ceea ce este pe ecran. Da? Cele două, una o bagă în sfera de influență a celelalte, un soi de a se mânca reciproc una cu alta, în măsura în care și-o atrage. Dacă acest mecanism fundamental îl găsesc în aceste instanțe, întrebarea pe care o pun mai departe, și asta va fi în ianuarie, să vedem sau o să o dau, dacă nu cumva regiunile cerebrale, sensul și creierul nu funcționează pe un asemenea mecanism. De asta am pus termenul pandemoniu. Pandemoniu spune așa, că atunci când categorizezi, sunt mai multe celule, sunt mai multe arii, care fiecare zice, asta este un pahar, asta este un geam, asta este un telefon, asta este... Și la un moment dat una câștigă. Care e mai tare, câștigă. Și este o, formează o coaliție în momentul ăla. Îi strânge pe toți ca să proceseze paharul neuronal. Și atunci întrebarea este dacă nu cumva în competiția internă a zonelor neuronale nu există același mecanism. Pentru că altfel, spun, cum să înțelegi pe ecran ceva dacă nu cumva proiectezi pe ecran ceea ce face propriul tău creier? Acest mecanism în care zonele cerebrale sunt satisfăcute pentru că i-au atras pe alții de partea lor. Și pentru că, de ce sunt satisfăcute? Pentru că primesc dopamină. Cine câștigă primește dopamină. În care îl injectează cu un narcoleptic, asta îi face creierul. Își dă singur narcoleptice când zice, am nimerit, a identificat obiectul, mai primește un pic de dopamină sau de alte substanțe, da? Sau primește sânge. Așa facem efemerale, deci așa facem scanarul cerebral, vedem unde se, unde se duce mai mult sânge. De aia care lucrează mai mult. Dar lucratul ăsta este o formă de ciclu de control. Nu atât de mâncat, că nu se mănâncă, dar este o formă de coaliție și cine controlează. Pentru că și celula are un mână, și neuronul, și în stomac avem neuronul. Probabil de asta. Aici, sunt speculativ, dar și în toată povestea asta sunt speculativ. Pe ecran este ceea ce este în creier, pentru că avem un corp care este de la amoeba făcut să controleze. De asta probabil ne ducem și pe mare. Dacă ne dă voie Trump, dar se pare că nu ne văd. Pentru că vrem să explorăm. Pentru că vrem să facem control cycle. Și control cycle este ceea ce spune Newton la început. Știința este o curiozitate de a băga în zona mea de influență. Și atunci, epistemic. De fiecare dată e categorizată ca un alt sistem conceptual. Adică Putin nu face zone de influență epistemice. Neil Turok în fizică face. Noi, lectura de zi cu zi, și poate că de asta este atât de fascinant cinematograful. Da? Pentru că îți provoacă, provoacă acest mecanism cerebral de a construi, sigur, niște trasee de conceptualizări, de experiențe integrate. Tot nu știm de cine ca să zic așa, cine e directorul, cine e regizorul afacerii cerebrale. Pentru că toate mecanismele cerebrale sunt inconștiente. Dar cine știe de ce? Sau cine știe ce știm noi? Adică cine e conștient? Călătoria în conceptualizările situate, în film, în actele de posesie, toate aceste situații în care, cum am spus, există acest mecanism de a se converge mai multe arii cerebrale, da? Nu știm de ce, la un moment dat devine conștient afacerea asta. Știe că e în starea asta. Și nu funcționează ca un robot. Sunt roboți și trebuie să vină un domn care se ocupă de computer vision. Noi că computer vision vede mai bine ca noi, dar nu știe ce vede. Complicat? Complicat. Da. E și menit să fie... Da, pentru că leagă Valsalu, leagă Langacă.
și ești puțin contraintuitiv. Filmul cu muzica legă multe inputuri în același timp, dar asta e ce fac și asta ce încurajez. Dat fiind că modelul dominant în România este un soi de... E critică de film, nu e analiză și teorie de film, în sensul ăsta. Dominant e critica de film, critica de întâmpinare. Și situarea valorilor, ăla e bun, ăla e rău, ăla e minimalist, ăla e așa, ăla face, ăla drege, ăla, dar nu depășește o altă... Și nu cred că ajută lumea, adică nu ajută lumea de a vedea anumiți indici pe ecran. Da? De a face o analiză de film, de a putea percepe, de a face singur analiză de film, la altfel, să facă la liceu, să spunem, să înțeleagă, să nu se lase manipulați. Că e și asta destul de... Și că așa mi-a plăcut și toată lumea este un soi de pacient. Da, Marvel-ul e și Hollywood-ul e o mașină extraordinară de a te prinde, da. Bine, să ai conștient niște instrumente cu care să poți analiza. Altfel, ceea ce fac eu, într-adevăr, este cercetare pură.